Salutare, mă arătați cu un nou episod din Arma 3 Wasteland. Și văd că deja se aud niște focuri de armă. Anibai. Ne de mari ceva TV ăsta? Are cum să n-aibă. O aleacă aici așa de mini looting, nu ceva. Nu ceva mare. Cât să pot omoră. Ok, și noi să mergem la Towned Helicopter, poate găsim ceva interesant. Wow, blocat, e blocat drumul aici. Acum merge third person-ul. Deci ar trebui să fie totul în regulă. Da, este bine. Și nu știu cum se face că tot noaptea joc. Dacă așa e pe server seară. Na. Ce să facem? Nu prea are el viteză. De ce habar n-am? Dar merge și așa. S-a părut că am fost o mașină în spate și m-a speriat. Ce se aude? Papa! E și asta ceva. Hai, fără lumini că nu trebuie să fiu văzut. Că mă vede unul, bam, mă împușcă și am terminat-o. Și chiar nu vreau să mor așa repede. De fapt nu vreau să mor deloc, dar na. Ne mergem la Helicrash. Hai TV-ul, nu-mi dai și mie mai multă viteză. Na. Dacă nu poate săracul ATV să-mi dea un pic mai multă viteză, nu poate, na. O să-l respectăm. Până găsim altă mașină. Sunt foarte, foarte, foarte multe serverele bune de Wasteland. Adică pot să joc ca lumea. Fără lag, fără. Opa. Să dă mașină. Măi. Mai să fie. Mergem și noi așa încet, o să vedem. Nu de alta, dar nu vreau să fiu împușcat și mai bine împușc eu. Ciudat. Mai bine trec peste asta și îmi văd de drum. Și a fost ciudat claxonul ăla. Da, îmi văd de drum mai bine. Driver și la drum, again. Acum am claxonat eu, da, dar înainte s-a auzit că a fost de undeva. Oricum a fost scary. Nu ciudat, ci scary. E o diferență. Aia TV-ule, dă-mi și mie măcar 50 la oră acolo. Măi să fie. Înțeleg că e off-road, na. Și off-road e ca off-road, dar totuși. Măcar 50 nu strica. Ia mai mult de mers.
Mai e, mai e. A, pe dacă era pe aici ce are. Și așa mergi încet, măcar luăm așa drept. Au. Da, drept ca să dau un bolovan, perfecto. Da. Bolovanii, bucuria mea. Wow, wow, wow! Și tocmai m-a răsturnat. Release this object așa. Da, a fost ceva ciudat. Și parcă îmi pare rău că n-am mers pe drumul ăla, dar na, acum a fapt e consumat. Chiar că am nevoie de faruri, dar nu mai merg cu farurile, deci n-am cuvinte. Dar n-aveam repair kit. Ba da, am repair kit, am presat, deci view vehicle content, repair kit, repair. Așa, e, așa mai merge. Reparăm mașina. ATV-ul, pardon. Sau quad bike-ul. E. Așa mai vii de acasă. Ai, am stricat farurile, da, mai repar eu farurile acum. E, îmi dau seama, dacă dau de vreun bolovan ceva. Iar se strică iar repoar și tot așa și tot așa. Un elicopter sus. Se vede. Wow, wow, wow! Haide, serios! A dispărut. Mamă! Wow, wow! S-a auzit un foc de RPG-ul ăsta. Sunt bătăi pe aici. Sunt bătăi serioase. Am și lanternă. N-ai grijă, n-am. A luat ceva foc acolo, a buluit. Cred că elicopterul. Să mergem la el, dar cu foarte, foarte, foarte mare grijă. Avem acolo un truck, ia să mergem la el. Să sperăm că nu o să murim. Aha. Player. Un player acolo. N-am văzut. Dacă nu ar fi chiar doi sau mai mulți. O să fiu foarte precaut. Aha, pleacă, pleacă, bine, bine. Nu vreau să le atrag atenția, că nu știu, nu știu cât sunt. Și nu vreau să... Na, nu cred că l-aș face față. Oh, nimica. Oh, măcar un first aid kit. Pot să-mi dau heal. Că aveam nevoie. Da, au plecat playerii. Cred că o să iau truck-ul ăsta mic. Că altă opțiune nu văd. Ok. Sperăm că merge. Da, merge. Deci... A, fira. Trebuie să urc. A, nu, te rog, nu te împormoli. Good job. Now you're going to be banned. Hehehehe.
Da, trag ăștia, tipii ăștia. Dar de unde? Habar n-am. Aha, deci de acolo trag. Am zis glanță. Mamă, ce enervant e noaptea că nu vezi nimic. Noaptea e ca noaptea, na. Mingeaină și ieșim. Intrăm și noi în pădurea bântuită de player. Ah, luminează afară pădurea, ce fain. Curis foarte, foarte mult. Deoarece habar n-am ce se poate întâmpla pe aici. Totuși mai bine, na. Nu văd de treabă. Să nu-mi bag nasul unde nu fierbe ăla, că mă poluară rău. Tot de tot. Ok, cum suntem, ne îndreptăm. Aici să mergem. Mergem în orașul ăla să plătăm ceva playeri. Acolo. Mă rog, unde și să iau aici, nu mai are importanță. Iha! Ce viteză! Că ne apropiem de oraș. Sau, mă rog, de ce-o fie aici, hangare de-alea. Au! Și am stricat mașina. Wow! Noroc că am plecat, că altfel mi-o luam rău. Am lovit așa rău? Eu. Wow. Înseamnă ceva. Și totuși nimic pe aici. Mă aștepta măcar la un player ceva să tragă mine, că na, ai cu mașina și am atras atenția. I'm going to die. Ai și niște mâncare, dar nu. Nu vă merg. I'm going to kill you. Not in here. Mai taci, n-ai vic, mă enervezi. Circul ăsta. I'm behind you, ha ha ha. E trop nul. Oh, you're going to be bad. Se bucură. Dacă cine vorbește, nu știu. Să dăm mașină. Goodbye. Au! Tocmai a fost calcat. Interesant. Da, timp pentru respawn. No, bun, și mi-a dat spawn. Să vedem unde a fi dat o să fie. La Tejo. Ce mai oraș. Da, deja sunt o mașină. Dacă nu mă ieși al la ureche. Chiar îmi pare rău că nu este zi pe server, dar la ce să facem? Descurcăm și ne putem. Ia, iar tipul ăla face microfon ca toți retardații. Na, n-ai ce să le cer la unii. Adică frate, înțeleg, împiedic Caterin care nu strică, dar te enervam la un moment dat.
What the f... Mama, a pus în remol, crebe, dar prost ești tu caracterule, nu știu să te bagi. Oh, asta e mașină, bună, bună, bună. Na, merge și ne duce vântul. Ce interior. Hai. Așa. Să nu spui că nici asta am plinit mai mult de 30 Hello. De ore. Hello. Ok. Ia să mergem noi la... La... Da, și am ajuns într-o pădure. Deci cam mai se încheie și episodul, nu uitați să like, share, subscribe. Îmi pare că nu prea a fost așa acțiune ca în episodul trecut, dar sigur va mai fi în următoarele episoade. Deci cam atâta, la revedere.